Prevalența hipertensiunii arteriale în România a fost estimată la aproximativ 45% ca procent general din populația adultă, fiind mai mare în rândul bărbaților, 50% sau chiar peste, comparativ cu femeile, și mai mare în mediul rural decât în urban. Potrivit studiului SEFAR 3 din 2016, cel puțin unul din 5 hipertensivi nu știe că are valori tensionale crescute. Pentru că se apropie Ziua Mondială de Luptă împotriva hipertensiunii arteriale, aș vrea să veniți în fața publicului cu câteva mesaje cheie legate de controlul și măsurarea tensiunii arteriale și nu numai, poate și noutățile pe care le avem în acest domeniu. Deși se spune că hipertensiunea e deja banală, cu siguranță există și lucruri noi. Haideți să începem cu noutățile. Ce vânt bate dinspre Europa, de la Societatea Europeană de Cardiologie în privința hipertensiunii arteriale? Aș începe prin a spune că numai despre banal nu vorbim atunci când avem în discuție hipertensiunea arterială, pentru că deși pare o afecțiune despre care vorbește toată lumea, de la cadrele medicale până la indivizi care discută despre valorile tensionale sau pacienți cu hipertensiune arterială, nu banalul este ceea ce caracterizează această afecțiune. Din păcate, Societatea Europeană de Cardiologie a publicat în decursul acestui an o statistică a bolilor cardiovasculare în Europa, între care este cuprinsă și România. Statistica nu este în favoarea noastră ca și țară, România este una dintre țările în care prevalența hipertensiunii arteriale are printre cele mai înalte cote. Și de asemenea, lipsa de control a valorilor tensionale este printre cele mai mari. La nivelul întregii lumi există o tendință, din păcate, de creștere a hipertensiunii arteriale ca și prevalență, mai ales în țările mai puțin dezvoltate sau mediu dezvoltate. Și de asemenea, așa cum spuneam și anterior, controlul valorilor tensionale, deși avem la îndemână o mulțime de medicamente antihipertensive, este încă departe de a fi satisfăcător. La nivelul Europei, el este undeva în jur de 24% în rândul femeilor și în jur de 18% în rândul bărbaților. Datele din România sunt poate un pic diferite de cele publicate de Societatea Europeană de Cardiologie, în sensul că la ultimul studiu SEFAR de prevalență a factorilor de risc cardiovascular și a hipertensiunii, controlul valorilor tensionale era documentat la aproximativ 30% dintre cei care au făcut parte din acest studiu, din cei 2000 de adulți. Dar 30% este încă un procent dezamăgitor. Deci, ca și noutate, de fapt, păstrăm o constanță în ceea ce știam anterior, că hipertensiunea reprezintă încă o provocare. Valorile tensiunii arteriale reprezintă încă un semn de întrebare, care sunt considerate ca limită superioară a normalului, pentru că există definiții diferite între ceea ce avem noi pe continentul european și continentul american. Americanii au scăzut un pic limita, peste 130/80 se consideră la ei, sau 13/8, cum spunem noi de cele mai multe ori, ei consideră hipertensiunea arterială. În Europa, hipertensiunea arterială înseamnă mai mare sau egal de 14/9 sau 140/90 milimetri coloană de mercur. Și continuăm să avem din ce în ce mai mulți hipertensivi. La fel, o publicație recentă din 2021 într-o revistă prestigioasă arată că în comparație cu anul 1990 s-a dublat numărul hipertensivilor din întreaga lume. La momentul actual există undeva la 1,13 miliarde de hipertensivi în întreaga lume. Cifra sună amenințător pentru că hipertensiunea arterială reprezintă principalul factor de risc cardiovascular major responsabil pentru bolile cardiovasculare și pentru decesul prematur, atât în rândul femeilor cât și al bărbaților.
Cine ar putea fi pus la zid, ca să spun așa? Cine ar putea fi vinovat de această statistică făcută de Societatea Europeană de Cardiologie? Cumva pandemia de COVID-19 ar putea avea o influență negativă? La momentul actual nu avem date concrete nici în România și nici la nivel mondial legat de creșterea prevalenței valorilor tensionale după pandemia COVID sau la pacienții care au avut COVID. Au început să apară câteva publicații. Există, de exemplu, o publicație recentă din 2021 pe un număr mare de indivizi, nu pacienți, ci subiecți sănătoși, inițial peste 450.000 de indivizi cuprinși în această analiză, indivizi care au avut COVID, care arată că se înregistrează într-adevăr la o parte dintre ei o creștere a valorilor tensiunii arteriale, nu neapărat la nivelul de diagnostic de hipertensiune, dar o ușoară creștere chiar față de valorile anterioare pandemiei. Și cu siguranță că pandemia ar putea fi responsabilă pentru această creștere a valorilor tensionale, pentru că acest lockdown care a caracterizat de fapt întreaga lume, într-un fel a favorizat un stil de viață mai nesănătos. Aceasta cred că este principala modificare pe care au înregistrat-o atât pacienții hipertensivi, dar și indivizii sănătoși care nu aveau hipertensiune sau cei cu alți factori de risc cardiovascular, cu diabet, cu dislipidemie, în sensul că stând în casă, sedentarismul a fost evident mult mai pronunțat. Alimentația probabil că a fost mai nesănătoasă pentru că a existat tendința să comandăm la toate serviciile de curierat care livrează în special mâncare de tip fast food, care așa cum știm are un conținut destul de mare în sare. Au fost închise sălile de sport, la un moment dat nu aveam posibilitatea să ieșim în parc, să alergăm. Din punct de vedere al greutății s-au înregistrat creșteri ponderale la foarte mulți, atât hipertensivi, dar și persoane care nu au patologie. Statul în casă, lucrul de la domiciliu a dus la creșterea în greutate. Nu putem să neglijăm nici elementul legat de stres, pentru că stresul ca și condiție cronică, și deja vorbim de 2 ani de pandemie, poate fi implicat în stimularea sistemului simpatic, a acelui sistem care descarcă adrenalină și care este unul dintre cele implicate în producerea hipertensiunii arteriale. Nu putem să neglijăm tulburările de somn care au însoțit pandemia și la momentul actual există recomandări foarte clare în ceea ce privește respectarea anumitor ore de somn între 6 și 8 ore pentru asigurarea unei igiene, între ghilimele, a fiziologiei sistemului cardiovascular. Deci din punct de vedere al unei persoane care vrea să facă prevenție, asigurarea unui somn de calitate cu o durată de minim 6-8 ore devine un must, devine obligatoriu pentru prevenția ulterioară. Deci toate aceste lucruri, fiecare cu contribuția ei, probabil cu contribuția lui, probabil că a dus la creșterea valorilor tensionale. Nu este însă de neglijat nici aspectul legat de partea de tratament al pacienților hipertensivi. Probabil că impactul inițial a fost mai mare. Panica că nu vom putea reînnoi rețetele, că nu vom putea ajunge la controlul medical, a fost destul de mare. Ulterior, sistemul a devenit, s-a ameliorat însă ca și legătură între pacient și medic, pentru că pacienții au primit rețetele electronice prin sistemul de e-mail, pe WhatsApp, prin aplicațiile de telefon, în farmacie a existat înțelegere și s-au eliberat astfel de rețete. Poate că pacienții totuși aveau niște rezerve de medicație la domiciliu. Au existat însă și pacienți care și-au modificat schemele terapeutice, care au renunțat la anumite medicamente și care, din păcate, nu au făcut bine pentru că s-au înregistrat creștere ale valorilor tensionale care au dus, evident, uneori la consecințe nefavorabile.
Nu aș putea spune însă că s-a înregistrat o creștere spectaculoasă a numărului de evenimente de tip infarct miocardic sau accident vascular cerebral strict legate de această lipsă de control a valorilor tensionale, ci trendul a fost cel obișnuit legat de evenimentele cerebro- și cardiovasculare. Stresul, așa cum spuneați, joacă un rol important și în pandemie cadrele medicale au avut parte din plin de stres. Din ce în ce mai mulți medici și asistenți medicali se plâng că suferă de hipertensiune, s-au descoperit cu hipertensiune. Ce sfaturi aveți pentru cadrele medicale care, desigur, știu ce au de făcut, dar știți cum e proverbul, întotdeauna cizmarul rămâne fără cizme. Ce sfaturi aveți pentru cadrele medicale în contextul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hipertensiunii? Pornind de la ce spuneați dumneavoastră, cel mai greu este să ai ca și pacient un cadru medical, pentru că întotdeauna are idei, sau de cele mai multe ori, ca să nu spun întotdeauna, că nu se aplică regula la toate persoanele, cadrele medicale au idei personale, citesc mai mult decât alți pacienți și au inițiative care nu întotdeauna sunt printre cele mai bune. Ca și în contextul populației generale, primul îndemn este să ne măsurăm tensiunea arterială, pentru că, așa cum știți, am demarat acum 3 ani campania Mergi și măsoară-ți tensiunea arterială, pentru că așa spun eu, mesajul pentru că așa spun eu poate că suna cam dur, dar ideea era pentru că așa spun eu ca și doctor, ca interlocutorul să meargă să-și măsoare tensiunea arterială, este valabilă și pentru cadrele medicale, pentru că de cele mai multe ori ne neglijăm. Ne ocupăm de îngrijirea pacienților noștri fără să dăm atenție simptomelor pe care le-am putea avea, le punem pe seama burnout-ului, suntem obosiți, am fost supra-solicitați. Dar și cadrele medicale, la rândul lor, pot face hipertensiunea arterială. Să nu uităm că în România prevalența hipertensiunii în cadrul adulților este de 45%, așa cum reiese din studiul SEFAR, deci între 4 și 5 adulți pot să aibă hipertensiune arterială. Deci recomandarea se aplică ca și populației generale să ne măsurăm tensiunea arterială, să avem grijă la un stil de viață cât mai adecvat pacienților hipertensivi și poate că dacă descoperim doar o creștere ușoară a valorilor tensionale, un stil de viață cât mai sănătos ar putea duce chiar la controlul valorilor tensionale. În cazul în care acestea sunt semnificativ crescute, peste 160 cu peste 100 diastolica, 160 sistolica, este nevoie de medicație încă de la început, după confirmarea hipertensiunii arteriale. Iar la momentul actual, posibilitățile terapeutice sunt foarte variate și atât la nivelul Societății Române de Cardiologie, cât și la nivelul Societății Europene de Cardiologie și de Hipertensiune, se promovează combinațiile de clase de antihipertensive într-o singură tabletă pentru a crește aderența. Pentru că, de fapt, aici este una din principalele cauze de lipsă de control, implicată în lipsa de control a valorilor tensionale. Faptul că un pacient primește o recomandare de 8-10 tablete pe zi, pentru că poate nu are numai hipertensiune arterială, poate că are multe alte boli sau alți factori de risc, atunci când ajungi pacient și ești nevoit să iei un pumn de pastile, nu prea îți mai vine la un moment dat. Poate că în prima lună ești speriat, dar după aceea începi și mai renunți la câte una. Iar această lipsă de aderență și de persistență, de menținere a recomandărilor pe care le-au primit de la medic, este principalul factor implicat la momentul actual în lipsa de control a valorilor hipertensiunii arteriale. Deci există posibilități, întotdeauna trebuie să insistăm pe schimbarea stilului de viață, începând cu cadrele medicale, care ar trebui să fie niște exemple pentru pacienți, renunțând la fumat, adoptând o dietă cât mai sănătoasă, adoptând un regim care să ne permită o activitate fizică cât mai regulată, chiar dacă suntem obosiți, odată ce intrăm într-un ritm de activitate fizică regulată și oboseala începe să dispară și tratându-ne așa cum trebuie atunci când este cazul, cu un număr cât mai mic de tablete atunci când vorbim de hipertensiune, pentru că, așa cum spuneam, există această posibilitate la momentul actual.